Bine v-am găsit, dragi prieteni, aici la un nou episod cu Stuttgart și totodată bine v-am găsit în Bundesliga, prima ligă a Germaniei. De acum încolo cred eu că va fi și mai interesant acest remod, având în vedere că suntem din postroană echipe proaspăt promovate, dar totodată cu niște vânzări importante de jucători care s-au dus în dreapta și în stânga, plus acele bonusuri care ne-au adus un buget de transferuri foarte fain, aproape de 70 de milioane. E un buget super fain, plus, desigur, am mai primit aici câteva oferte pe anumiți jucători și cred că vom începe să negociem direct din start. Direct din start, wow, Leverkusen, o echipă foarte bună, puternică, este interesată de Donis. Asta îmi dă doar mai mult încredere în acest jucător, că e ceea ce trebuie dacă deja îl caut aceste echipe mari. A venit ofertă de la Crystal Palace pentru acolo. Wow! Te vei duce tu acolo, oare? Da, wow! Ce transfer mișto ar fi acesta! Și, desigur, înainte de a începe, vă mulțumesc foarte mult pe fiecăruia care vă uitați la acest career mode și care îmi comentați și câteodată chiar mă bucur când văd că, bă, nu faci mai multe episoade, bă, în sfârșit ai pus noul episod. Foarte, foarte mult mă bucură când citesc aceste comentarii și vreau să vă mulțumesc așa cumva direct, nu printr-un comentariu, tuturor celor care mă susțineți prin aceste comentarii și totodată prin apăsarea acelui buton de like. E foarte fain când văd că strângem aproape 500 sau chiar unele zile când chiar să zicem 500 de like-uri, este ceva superb pentru mine. Bun, din păcate, Crystal Palace, cum zic, e cam zgârcită. Îmi place, știi, că ei nici măcar 7 milioane cât valorează jucătorul nu vor să-mi dea și am cerut mai înainte 9.500.000, știi? Remove clause, no, fără 9 milioane nu-l vând, trebuie să dau mai CTV-ul, așa. No, nici nu mă gândesc. Deci Crystal Palace, zgârciții planetei, fraților. Asta este acolo, nu te vei duce la o echipă cu renume, nume și renume. Din păcate, asta este pur și simplu să te vând sub valoarea ta pe piață, mi se pare ceva crimă, să zic așa. Dar nu e stres de crimă, ia uite aici, vine un loan de data aceasta pentru jucătorul meu ăsta, Kurlinov, de la Fulham, doar că nu prea știu de ce ai merg acolo, nu știu dacă ai juca acolo. Vine ofertă din nou pentru Koulibaly, un jucător care clar evoluează, clar e bun, dar nu știu dacă mai permite eu timpul să mai evoluez așa jucător de la 64 până la ha-ha-ha-ha-ha, având în vedere că mai mult le evoluez pe Marin, pe Chong și cine știe ce alți jucători voi mai aduce la echipă, așa că sunt dispus să-l vând pentru o sumă corectă, să spun așa. Ok, cel puțin de data aceasta este peste suma pe care valorează jucătorul, dar eu totuși zic 1 milion. Da, perfect, we have a deal. FC Sion este FC Sion, care în opinia mea este echipa mai mult cunoscută pentru unii dintre noi, din simplu fapt că acolo a antrenat Gattuso mult timp. Bun. Hai să vedem aici cu Alaves, oare? Aoleu, ne bate Alaves? Serios? Bro, what the fuck? Dar totuși am trecut mai departe și suntem în semifinale cu Monaco, unde mai mult ca sigur vom pierde. Și vine ofertă de loan de la Athletic Bilbao pentru Hever. Nici nu are rost să răspund acum. Opa. Haideți că mai simulăm meciul ăsta, care oricum meciurile astea amicale mi-e tot una. Și... nu cred, am bătut Monaco. Băi, nene, mă, n-aș fi zis niciodată că vom bate Monaco. Wow, serios, și l-au zis distanții și finala. Cu Bournemouth. Hai să vedem, mă. E dubioasă echipa asta, batem echipele mari, dar... Băi, mă, că au câștigat cupa, ești nebun, din nou acolo gol de către Donis și după ce am câștigat la penaltiuri, 5-4. Băi, am câștigat cupa amicală. Ce tare. Bun, mă, bravo, băieți. Bravo, mă, uite, mă, sunt mândru de voi. Ok, l-am mai pus și pe Gonzalez, că avea acolo stațiul aproape gata, știi, să mai evolueze încă un nivel și pe l-am pus acolo, că am zis că hai să faci și tu setul complet. Și l-am văzut pe Koulibaly, foarte bine, am mai primit ceva, cred că bonus pentru această cupă amicală. Deci,
Am, stați, înainte de a intra la transfer, să ne uităm puțin peste echipa noastră în momentul de față. Am încercat să și pun pe banca de rezervă așa cum văd treaba, într-adevăr va trebui să mai vândă anumiti jucători și totul mai depinde, logic zic eu, de anumite oferte care le voi primi. Dacă primesc ofertă foarte bună pentru Didavi, îl vând, dacă prind ofertă foarte bună pentru ăla, îl vând. Am Udonis, mai mult ca sigur va rămâne cu noi, și Marin, că este unul din tinerii aia șmecher, știi? Dar dacă primesc ofertă pe Radu, se duce. Am un Nubel, poate că îl mai păstrăm, Curzava iarăși îl mai păstrez, că foarte bine a jucat sezonul trecut, știi? Deci sunt dispus la anumitor transferuri, dar în momentul de față, nici nu știu pe ce să accentuez că mi-ar trebui. Mi-ar trebui poate un apărător lângă Radu sau lângă Kempf, care să fie ceva mai de calitate. Poate mi-ar trebui un alt mijlocaș în locul lui Mangala sau poate un KM mare și șmecher în locul lui Didavi, având în vedere că tot timpul se obosește Didavi foarte repede și nu are să acel stamina, știi? Da. Haideți totuși să ne uităm, dacă tot ne-a dat de aici, ne uităm la apărători. Jalo, ăsta oricum o să-l păstrez pentru un alt career mode, e un jucător cu un potențial foarte mare. Eu zic că păzeala băiatul ăsta și în realitate are potențial mare de viitor. Bun, deci avem în jur de 70 și ceva de milioane buget. Oare ce să cumpărăm de acel buget foarte generos? Ia uite, l-aș putea lua și pe Eric Bailey, care e la un preț destul de bun. Este Sanchez, care, wow, de câte ori l-am putut cumpăra pe omul ăsta când evolua, pe acolo pe la 22-23 de ani, dar uite că deja a ajuns la 24 de ani. Aia, nu știu ce rețin de parcă nu de mult era, știi, acel tânăr prospect care evoluează de rupea de numai. Bun, Arcanji, da, trebuie să-și facă la scout-ul, Hummels e scump. Uite că ăștia de la Chelsea au acceptat ofertă de la Roma pentru Rudiger. Ar fi tentat, așa, având în vedere că e neamț, știi, dar habar n-am ce să zic. Milinkovic, ia și totodată ce tare, recently joined the club and won't move again. Deci înseamnă că cei de la Borussia Dortmund l-au luat înapoi pe Bartra. De ce tare și ce stats-uri faine are nebunul. Bravo, băi, Bartra, uite-mă la el. Bun, Demiral, ăsta e tentant. 81-81 zici. Sane, am vrut să zic cum dracu ai ajuns la 15 și 20 de milioane ca și vânzare dacă nu ți-am văzut stats-urile. mi-a picat fi să-și am zis da de asta. Bun. Anderson, 24 de ani, dracu știe dacă mai evoluează. Nelson ar fi fost interesant. Ake, Mustafi, 28 de ani, mă, dar nu înțeleg de ce involuează așa de tare Mustafi, că are doar 28 de ani. Și a Socratis, pe de altfel, 32 de ani, dar și ăsta ce jucător, numai că n-are rost. Și Orban, 50 accelerație, de ce știam că are un pic mai mult accelerație? De ce știam că are un pic mai mult accelerație? Dic 50, fraților. Da, Tristuc, Helvedi, iarăși ar fi interesant acolo, sau Saint-Just, da, ăsta e de la vitezoman, chestii, agility, sprint speed, balance, întoarceri rapide, oi, asta ar juca bine și pe RB. Plus că e și la un preț acceptabil, chiar foarte bun. Sau Eternul Kehrer, care chiar mi se pare un jucător foarte interesant. Marteta Kehrer. Ar fi interesant ăsta, plus că e și neamț, deci am și merge în continuare pe o idee de asta. Sau Stark, care deja, ia uitați-vă, zice jocul că aș putea să cer pe el între 20 și 27 milioane, dar are un risc de 22 de milioane, deci este cumva aproape de release clauses care l-are acolo în contract, deci asta practic l-ar face și mai tentant. E belgeanul ăsta care trebuie să-l fi luat un pic mai repede, dar decât Kehrer și ăștia, mai degrabă l-aș lua pe ăsta. Kabak, 20 de ani, turc, are release clause de 20 de milioane, știi cum zic? Ia uite, jumping strength, wow, chiar e legit puternic jucătorul ăla. Da, mai ăsta care ar fi fost interesant, Alex Telles, bă, ce mult a evoluat. Nu vor să-l vândă decât dacă îi plătesc release clause-ul. Ai, ce păcat, ce păcat, ar fi fost super mișto acolo. Bun, Davis cât costă?
Interesant cum l-au reprofilat pe Davis din LM în LB și chiar e decent spre foarte bun ca și LB. Foarte tare ce au reușit ăștia. Am o pe poziția asta de LB, mă rog, 50-50 sunt un prieten. Gazdure, Brozovic, cât 70 de milioane, release clause. Wow! Stai bă nene mă, că ne îndoai. Ia Leimer, nu-i rău, nu-i rău. Bun, în continuare, ce Mkhitaryan a acceptat oferta de la Frankfurt, ce-i drept e și destul de acceptabil, prețul ieftin aș putea zice. Mkhitaryan, oare să-l chemăm la noi la echipă? Știi cum zic? 31 de ani, nu știu ce să zic. Paulinho, așa, hai să vedem, am zis de mijlocaș. Îl avem pe Fein, 21 de ani, ar trebui să mai evolueze ăla. Desigur, mulți care mai trebuie să-și termine scoutul, care tare greu ține în ultima vreme. Wijnaldum vrei să-mi rejoin, da, la Inter, bră. De ce la Inter? Uf, ce nașpa. Da, Golovin, scump, Kessie, scump. Antonio Gundogan, bro, da, iarăși scump, 22 de ani, 79-80, accelerație, are stamina 94, 94 stamina, bro, omul ăsta rupe terenul. Și Cicldău, care iarăși are stats-uri foarte mișto, American recently joined, Dahoud acolo, Herrera iarăși la un preț relativ acceptabil, Allen, Renato Sanchez, Zabonzlai, care ar juca pe KM. Zabonzlai, KM, ar sta binișor la noi. N-aș zice nu, dar vreau un transfer de ăla, știi? Transferul acela, cum să zic eu, mare bombă, știi, care chiar să facă furor pe piața de transfer și zică, ia bă, ăștia l-au luat pe ăla, bă. Știi, încă-l caut, într-adevăr foarte scump, dar nu neapărat că am pentru unii bugetul necesar, doar că tot timpul mai stau și mă gândesc, bă, dar totuși aș mai păstra ceva bani să mai cumpăr și pe alte poziții, știi ce zic? Și dacă ar fi să fac acel transfer mare, 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 oarecare ar fi acel jucător? Mertens, Mertenica, dar 33 de ani, mă, dar și ce bine se ține, mă, ce stats-uri faine poate avea. Sau Joshua King, e rapid, chestii, trestii, aha, n-ar fi rău nici el. Sau Shaqiri, foarte ieftin un jucător, zic eu, care nu este așa de apreciat pe cât ar trebui să fie, n-a că s-a dus care prostul ca rezervă la Liverpool, oare ce să ne fi așteptat că se va întâmpla. Dar este un jucător care eu zic că, da, apropo, ăsta e regenul lui Zlatan, a pus aici numai că, na, desigur s-a dus la Roma. Da. Ok, iarăși ARP ar fi fost o idee interesantă, doar că acum ne-am trezit cu acest Donis care pur și simplu mută munții din loc, la cât e el de calitativ, de cât e el de epic. Proms, totuși mă, unde e acel transfer șmecher, nebunie, care să anunțe că noi vrem să facem treaba aici la echipă, știi cum zic, îmi trebuie acel transfer, îmi trebuie acel nebun. Alexis Sanchez, 31 de ani, stamina e cam rău, restul statisilor iarăși sunt rele. Nu știu, fraților, ce dracu de transfer să fac, mă. Rar se întâmplă să stau eu așa pe gânduri și să zic, bă, oare ce transfer să fac? Credeți-mă, rar. Dar cred că mă tentează mult Shaqiri. Am încredere în băiatul ăsta, în acest pitbull micuț, că își va reveni, dacă va reveni la noi la Stuttgart, dacă va veni Shaqiri la noi, zic eu că băiatul ăsta o să schimbe total, să zic așa, imaginea în lume. Ok, hai să dăm offer transfer fee, vă dau fix, nu, hai. Fix 18, cât valorează jucătorul. 27, hopa, Klopp, ține de el, hopa, mă așteptam, știi, să-l lese ieftin. Hai, 20 de milioane.
Mai plusăm două milioane. 27, se pare că Klopp are aici ceva, poate vrea să cumpere un anumit jucător, știi? Și de-aia ține așa de preț. Haidem, 21.500. Ok, aveți nevoie de puțin timp, bine. Ok, zic eu că Shaqiri merită o șansă de a-și reveni, de a se reinventa, să spunem așa mai frumos. Și totodată m-ar tenta chiar și acest Joshua King să-l joc în locul lui Didavi, acolo pe KAM, gen KF. Ar fi foarte interesant, plus că e un jucător foarte rapid și bun. Dar, desigur, dacă poți să-l obțin așa cum 8 milioane, zic eu, ar fi corect și perfect. Deci, hai să vedem. Hai să dăm Joshua King. Uite așa. Oare să vă dau ceva jucător la schimb? Dar nici nu știu ce v-ar interesa, să fiu sincer. Și totodată ce aș putea și eu să vă dau fără să-mi pară rău, știi? Că la schimburi nu prea ești niciodată pe plus. Să fiu sincer, chiar peste tot ne descurcăm foarte bine. No, transfer offer, deci 7.500.000. Ok, deja este sub valoarea jucătorului. Deja mai să-mi scot ochiul că mă curățam. Că am văzut că ăștia aproape că acceptă. 8.500.000. Da, we have a deal. 8.500.000. Păi ești nebun. 8.500.000 pentru King, frate. Hai bă, serios, ne luăm un rege aici. Super tare. Joshua King la un pas să vină la Stuttgart. Foarte bine. Ia uite așa. Ia uite așa, stai să vezi tu ce transfer o să fie King ăsta, bă, nene, mă, super, super, super. Am jucat cu el în primele luni la Ultimate Team, știi, când a început practic Ultimate Team-ul. Și a fost un jucător foarte, foarte interesant. Deci sper să fie la fel de interesant și acum în career mode. Bun. Uite așa, uite așa. Trecem mai departe. Au, mă lasă pe mine să-i zic salarul. Asta nu-mi place, 50. Și 500.000 la semnătură. Ce zici, bro? Oh, vrea mai mic salariu, numai că vrea acel bonus pe apariție care eu direct din start îl vor refuza. Și ia uite că ajungem înapoi ce am oferit eu. 50.000 salariu, deci 25.000 mai puțin decât Dortmund, decât oferea Dortmund și desigur 500.000 la semnătură. Bun. Asta e secretul aici la joc, știi? Se dai 500.000 la semnătură, când e un jucător important, de parcă și-ar lua un Lamborghini sau ceva, știi? Și zici, n-am de aici. Și atunci zice el, ok, venim. Bun, deci am făcut acest transfer. Am făcut acest super, super transfer. Joshua King, bine ai venit la Stuttgart. Mai mult ca sigur, se va simți aici diferența cu Joshua King. Choupo-Moting, încă nu știu exact ce voi face cu el. L-am adus pentru anumite planuri, dar ia, uite că planurile se schimbă între timp. Nici eu nu știu, poate că o să-l pot oferi ca și schimb sau îl păstrăm ca și rezervă, că mă sigur și el are acolo cea talent. Bun, acum să așteptăm să vedem cu Shaqiri ce se întâmplă. Dar totodată, până atunci, vine ofertă pentru acest polonez Kaminski. Stai să dau reject aici la acest loan. Așa. Deci, acest... dar are release clause de 5.500.000 și jucătorul valorează 4.900.000. Ce prostie, bro. Da, deci nu cred că o să pot să cer mai mult de 5.500.000 pe acest jucător. Deci, asta este nașpa. Hai să încercăm totuși 6 milioane. Încerc să cer un 6, ceea ce înseamnă că e cam 500. Da, de la încolo. Totuși o sumă fixă ceea ce mi oferă băieții ăștia de la OL parcă. O sumă tare fixă. Da, ia, hai, nu, Marseille, pardon. Ok, we have a deal. Ok, ne înțelegem, am reușit totuși să mai plusez un pic pe acolo. Și aie, știi cum zic, aie. 5.200.000 pentru Kaminski, care zic eu că este ok. Bun, din nou Klopp tot cere 27.000.000, aproape 28, dacă rotunjim puțin. Vom reveni din nou aici la acest transfer, să vedem. Totodată cred eu că în episodul viitor
Totuși, aș vrea să-mi cumpăr un apărător și cred eu că ar fi o idee să-l schimbăm pe Radu. Dacă aș putea să dau pe Radu ca și o monedă de schimb. Și stați un pic că am mai lăsat din preț 22.700.000 și 5% din viitorul transfer. Eu îți las acel 5% din viitor transfer, că sunt de acord, dar las la 22. Perfect, that's a fair offer. Este o ofertă corectă, batem palma. Ia uitați aici, practic, de data asta este o reconstrucție a unui jucător, știi cum zic? Îl luăm pe Shakiri și zic eu că îi vom da înapoi acea scânteie să fie din nou pe culmele gloriei. Și chiar mi-ar plăcea ca după un sezon să vină, știu și eu, o echipă mare, un Bayern, un Juventus, o echipă oricare, chiar și Liverpool să vină înapoi, dar de data asta să le ia pe acest jucător ca și titular. Dar, totodată, știți bine că așa alte transferuri ce l-am mai făcut și încă nu mă duc cu Milan, poate fi un flop. Un flop, în ghilimele, însemnând, desigur, un fail. Da, din păcate ne lasă pe noi să-i zicem ce salariu să-i oferim, ceea ce mie nu-mi place deloc să ofer, dar na, hai că-ți dau 80 și 500. Da, that's a fair offer, ok. Era să-i dau 90, dar am zis hai să încerc cu 80 și uite că a acceptat 80. Perfect, Shakiri vine așa, posomărât, știi, ca și un câine plouat, așa, da, ne-am transferat la Stuttgart, știi, e așa cum a costat acolo, așa cu capul jos, din gen, m-am transferat la Stuttgart, cred că secvența asta e mai accentuată faptul că de-abia ce m-am trezit și eu încă sunt foarte adormit, dar vreau să strecor așa un video așa de dimineață și să filmez, ca apoi să-l randez, ca apoi să vină la voi cât mai repede posibil. Da, deci a venit și Shakiri la noi la echipă, zic eu că este ceva super tare, super fresh. Unde e? Ala e aici, Shakiri. Uite așa, pac. Wakanda, care cred că oricum o să ne părăsească, îl punem pe Shakiri direct în primul 11 și atunci Marin, mai evoluezi tu oricum ai 63 stamina, deci da, e bine. Ia uitați aici ce statistici are, long pass, long shots, shot power, short passing, finishing, dribbling, ball control, curve, bă, cât verde, știi, cât verde este pe acest jucător. Foarte, foarte tare. Mă bucur că l-avem aici pe Shakiri și King. Două transferuri, zic eu, foarte importante. Direct din primul episod ne-am întărit atacul aici, zic eu, cu două transferuri relativ ușor realistic. King, nu aș vedea de ce nu. Deci dacă primește echipa noastră așa bani, mai ales Shakiri, care oricum iau rezervă de când, 5 stele skill moves am văd, 4 stele weak foot, doamne ferce jucătorii asta. Mie mi-a plăcut de mai de mult un pic de Shakiri, era așa ca un pitbull tătii, mai ziceam eu, era mic, așa îndesat, dar totuși cu physical, știi, cu fizic, bă, dar avea câteodată niște sprinturi și niște șuturi și când s-a transferat la Liverpool, atunci am zis, aole, de ce, băbule, nu, da, parcă știam ce se va întâmpla, dar eu zic că îi dăm o șansă aici în acest career mod și vom vedea dacă reușește să se adapteze la echipa noastră, dacă nu, sper eu că te voi face un mic profit pe el. Na bun, hai să vedem dacă putem cât de cât crește o idee transferul lui Hotman. Perfect, 5-700.000 de la 500.000, e un mic plus, dar ajută. Bun. Deci în episodul viitor eu nu vreau să mă axez pe un apărător, posibil un schimb cu Radu, că parcă, bă, oare, eu nu mai țin minte sau cel mai ușor să verific. Eu știu că avea 79 overall, nu? Nu, cred că nu. Ia stați un pic. Retiring at the end of the season. Da, 100% videoul următor încercăm să-l dăm pe Radu. Pentru că aici este o tactică care am făcut-o și cu Zlatan, în care mă duc cu Milan, când jucătorul aproape că se retrage, și desigur nu mai prea poți să-l vinzi că se retrage, îl dai la schimb. Și când îl dai la schimb, merge.
Deci, da, în episodul viitor trebuie să-l schimbăm pe Radu cu un alt apărător, să vedem numai cine va accepta să-l ia pe Radu și, desigur, să fie și în bugetul nostru. Deci, până pe data viitoare, numai bine, pa, pa!